Printr-un comunicat de presă, reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anunță faptul că în cursul zilei de ieri au existat consultări și negocieri între instituție și partenerii din domeniul medical. Astfel s-a ajuns la un acord în ceea ce privește sume de bani pentru primul trimestru al anului 2024. În cursul rundelor de consultări și negocieri pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate le-a avut joi 18 ianuarie cu partenerii din domeniul medical stabiliți de legislația în vigoare pe tema modificării contractului cadru și a normelor metodologice de aplicare a acestuia, părțile au convenit ca pentru semestrul întâi al acestui an să se mențină atât valorile punctelor per capita și pe serviciu din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate, cât și suma lunară orientativă pentru medicii stomatologi care au fost valabile în semestrul al doilea al anului 2023. Avem dovada că dialogul poate rezolva chiar și cele mai complicate situații. Este important să continuăm acest parteneriat pentru ca asigurații să nu aibă de suferit, a declarat Valeria Herdea, noul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În ceea ce privește valorile punctelor pentru semestrul întâi care vor fi de contate, acestea sunt 12 lei pentru punctul per capita, 8 lei pentru punctul de serviciu medical în asistența medicală primară, 4 lei și 50 de bani pentru punctul pe serviciu medical în asistența medicală ambulatorie de specialitate. Suma lunară orientativă pentru medicii stomatologi rămâne 6.000 de lei. În urma acestui acord, protestele anunțate la nivel național de medicii de familie pentru data de 23 ianuarie nu vor mai avea loc, susțin surse din rândul acestora.